Apropo de compatibil și incompatibil cu Parlamentul României, s-a amintit aici de Franța, unde poți cumula funcția de parlamentar cu alte funcții reprezentative. Un extraordinar om de succes în materie de reorganizări, ceea ce mi se pare esențial, reorganizarea, că reorganizarea este ceva asemănător cu profesia mea, reanimarea, a ridicat problema compatibilității unor structuri realmente necesare pentru țara asta cu reprezentarea în Parlament. Și după părerea mea, la frumusețe trebuie să ajungă cei potenți, nu cei impotenți. Deci, din acest punct de vedere, l-aș susține. Dar aș vrea să amintesc despre altceva, despre Republica Populară Chineză, unde în Parlamentul ei este un număr de peste 100 de parlamentari care sunt miliardari în euro, în Republica Populară Comunistă Chineză. Dar cuvântul l-am luat nu din această cauză, ci datorită ipocriziei extraordinare a colegilor mei de la Salvamar, sau Salvați Ceva, nu mai știu ce. Pentru că, dacă există ceva care mă îngrijorează, nu este cumulul economic, ci faptul că în sânul nostru sunt reprezentanți a unui miliardar, care, multimiliardar, care a sacrificat 500 de milioane. Mă bucur că babuinii României se manifestă în pomul Parlamentului. Deci există agentură străină care poate să cumuleze această filie antiromânească cu reprezentarea în Parlamentul României, ceea ce e mai mult decât ban. Este o travă băgată în inima poporului român. Mulțumesc!